Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Răzvan și astăzi am să vă fac un scurt video cu rațele, să vă prezint și eu mai exact ce rațe de ornament am și să vă explic și ce mai urmează să-mi cumpăr. Le-am scos un pic pe iaz pentru că s-a încălzit vremea. Evident, nu e cine știe ce, dar sunt grade cu plus, s-a dezghețat iazul și am zis să le las jumătate de oră, o oră să se bălăcească pe aici. Mai mult nu le las pentru că mai am ceva rădăcini de nufer și alte plante pentru iaz pe care imediat le-ar rezolva dacă le las, libere. Așa că trebuie să stau cu ochii pe ele cât timp sunt în iaz, pentru că nu vreau să-mi distrugă iară tot ce mai am prin... prin ghivece, așa că nu mă mai lungesc. Nu uitați să dați un like pentru că mă ajută foarte mult și uitați-vă până la final pentru că veți avea ce vedea. Bun, dragi prieteni, după cum v-am spus, le-am lăsat un pic pe iaz. De câte ori le dau drumul, începe această bălăceală, nebună. Se bagă un pic la fund, ies pe cealaltă parte, se udă, se spală. Ăsta este tabietul lor în momentul în care le las pe iaz. Se bucură și ele foarte mult de apă, le place foarte mult să stea în apă. Deci, practic, eu am aici, în prim plan, o pereche de sălbatice, mai este încă una un pic mai în spate, deci practic am două perechi de rațe sălbatice. Toate rațele sunt operate exceptând gâscanul de Nil, pe care l-am luat de la Alex. Am făcut un schimb, i-am dat un rățoi de mandarin și eu am luat gâscanul. Mai am încă o pereche de rațe mandarin, care rățoiul se agită în spate acolo și rața e fix lângă el, dar cea care se scarpină acum, glumesc, care se ciugulește la coadă. Și fix lângă, în stânga, o pereche de rațe carolin. Standard, toate sunt culorile standard. Dar urmează multe, multe achiziții, pentru că în spatele grădinii voi vrea să fac un mare, mic, mare iaz. Probabil va fi aproape cât ăsta ca și dimensiune, doar că nu va fi evident adânc. Va fi undeva la 60 de centimetri, nu mai adânc, pentru că nu are sens pentru ele. Nu sunt rațe scufundătoare și nici nu-mi voi lua rațe scufundătoare, pentru că nu... rațe sau gâște, mă rog, nu mă interesează asta. Da, cam astea sunt rățuștele. Abia aștept să vedem anul care urmează, dacă o să scoate ceva puișori. Sper din suflet să fac cât mai mulți bobocei, că m-aș bucura enorm. Dar rămâne de văzut asta, nu pot să spun nimic încă. Urmează, dar tot la anul, să iau caroline argintii. La mandarine vreau să iau galben, negru și alb. Și cel puțin încă o pereche de standard, pentru că mi se par foarte, foarte geniale, deci sunt plăcute ochiului și dau bine de tot. Nici nu știu exact ce acum pe moment ce mai vreau să mai iau, dacă am astea ar fi așa în prima fază, dar na, mai sunt multe altele. Probabil la gâscanul de Nil vreau să îi nu probabil. Îi voi lua și la gâscanul de Nil o gâscă. Iar pe lângă astea, am vorbit deja cu cineva și cred că după Revelion voi merge să aduc o pereche sau două rațe și un rățoi de rațe alergătoare indiene, pentru că am rămas fără și vreau neapărat să-mi aduc înapoi și vreau să-mi aduc ceva mult mai calitativ decât am avut, așa că vreau să caut exact ce îmi place, vreau să iau exact ce îmi place, nu o să cumpăr niște rațe doar așa de dragul de a le avea. Cel mai probabil o să merg și cu ele în expoziție și cu
o mică parte de aici voi merge în expoziție cu ele, pentru că sunt foarte frumoase și chiar ar merita oamenii să poată admira asemenea animăluțe. Sunt superbe, după cum v-am spus, îmi plac foarte, foarte mult. Sunt relativ ușor de întreținut, sunt foarte rezistente, sunt mult mai rezistente rațele decât găinile în general. Deci e incomparabil partea asta de bol și de rezistență în sine, că nu prea se îmbolnăvesc, adică sunt foarte puține cazuri în care se îmbolnăvesc. O singură, un singur rățoi de Carolin mi-a murit de când am rați de ornament. Deci super ok din punctul meu de vedere. Și ăla a murit, nu știu, nici nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Știu că l-am găsit de pe o zi pe alta mort, n-am înțeles care a fost faza. Dar, na, în general ele sunt super rezistente. Apă, na, dacă sunt pe iaz, nu ai treabă cu apa, pentru că ele beau din iaz, practic. Mâncare, aia e clar că, na, trebuie dată mâncare. O mâncare destul de bogată așa în semințe, nu nici foarte săracă, dar nici extrem de bogată ca la porumbei. Câteva semințe sunt suficiente, plus în timpul perioadei de împerechiere le cumpăr un mix de, nu cereale, este un furaj special pentru ele care le stimulează oatul și le stimulează această împerechiere, să zic așa. E foarte bun. Când voi cumpăra, am să fac și un videoclip despre treaba asta, să vă arăt și vouă exact firma și exact acest furaj despre care vă vorbesc. E foarte, foarte bun. Nu se dă în cantități mari, nu e cine știe ce ca și preț, e ok calitate preț, undeva la, nu știu, 90-100 de lei, ceva de genul, sper să nu greșesc. Deci e super ok, îmi ajunge pentru rățuștele astea foarte mult timp, cred că mă ține 2 ani de zile dacă ar fi să dau la, doar la rățuștele astea. Dar v-am spus, sper și cred că voi și reuși să mai aduc ceva rățuște de ornament în următoarea perioadă. M-aș bucura enorm să mai aduc, pentru că sunt foarte, foarte frumoase și vreau să mă axez din ce în ce mai tare pe partea asta de palmipede, pentru că sunt incredibile, mai ales când le vezi așa în toată splendoarea lor pe iaz. E cu totul și cu totul altceva decât cum stau ele săracile, mă rog, cum stau ele momentan în hambar, pentru că na, e frig și nu le pot lăsa chiar așa pe iaz, pentru că ar îngheța. Peste noapte, când sunt minus multe grade, cel mai probabil ar îngheța, ar muri. Deci trebuie spuse totuși cât de cât la adăpost, să nu stea chiar în bătaia vântului, pentru că na, sunt și ele niște ființe și cât ar fi de rezistente la minus 20 de grade, nu știu dacă mai scapă toate. Așa că evit asemenea riscuri, nu are sens, este inutil și le bag în, după cum am spus, în hambar la călduică, pentru că pentru ele este mult mai bine decât să stea liberă pe iaz. Bun, dragi prieteni, cam asta a fost și videoclipul. Cât le-am mai lăsat pe ele pe aici, am mai trecut vreo oră, să zic, și din ploaie s-a transformat în lapoviță, s-a mai răcit un pic, oricum nu erau cine știe ce grade, cu plusul undeva la 3 grade, să zic, ceva de genul, dar văd că într-o oră au scăzut și se pare că începe să ningă, ceea ce nu-i tocmai rău. M-aș bucura să se pună iară zăpadă și să și ține câteva zile, să ne bucurăm cu toții de ea, mai ales că e perioada asta de sărbători și ar fi frumos să avem și noi zăpadă. Da, n-am să mă mai lungesc, vă mulțumesc frumos dacă m-ați urmărit până acum, nu uitați să dați un like, un share dacă n-ați făcut-o până acum și abonați-vă și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați când voi posta următoarele videoclipuri.